Noi investiții finanțate prin programul Angel Salini în comuna Sălcioara. Aproximativ 18 milioane de lei se vor cheltui pentru realizarea rețelei de canalizare a localității. Un alt proiect vizează căminul cultural din satul Ghinești. Voi prezenta două proiecte importante pentru comuna Sălcioara. Unul se derulează prin programul Angel Salini și se referă la introducerea rețelei de canalizare în localitate. Este un proiect care se ridică la o valoare de aproximativ 18 milioane lei. Stația de epurare va fi amplasată undeva pe malul râului Dâmbovița, în zona satului Bănești, de aici pornind cu rețelele către satele din localitate. Un al doilea proiect este vorba de construirea unui cămin cultural în satul Ghinești. Este un proiect așteptat și demarat cu ceva timp în urmă. Suntem în faza de licitație publică și se ridică la o valoare de aproximativ 3 milioane lei. Sunt două proiecte importante, două proiecte care vin să completeze seria proiectelor și seria realizărilor din această localitate.